Copiii de la centrul căldura casei din orașul Drochea au recitat poezii și au cântat cântece despre dreptul copiilor la o viață și un trai decent. Spectacolul a fost organizat de către beneficiari pentru părinți și rude. Suntem foarte bucuroși de această sărbătoare. Am avut niște pedagogi foarte buni care ne-au instruit, ne-au ajutat. Mereu când am avut greutăți, am întâmpinat ei, ne-au susținut. Cu părere de rău, nu toți părinții au fost alături de copiii săi în această zi. Unora din cei prezenți le-a dat lacrima pe obraz. E bine, e frumos. Au copii talentați. Copiii au demonstrat că sunt o familie unită, au dansat, au cântat, s-au distrat pe cinste, au primit dulciuri și cadouri din partea oaspeților. Am depus foarte multă stăruință și muncă pentru a pregăti copiii ca în final să căpătăm o sărbătoare adevărată. Pentru copiii noștri, sărbătoarea Ziua Familiei este una din cele mai importante și e așteptată de ei, dat fiind faptul că și părinții sunt alături de ei, sunt cei mai bucuroși. În centrul căldura casei din orașul Drochea sunt plasați copiii din familii vulnerabile sau cei care devin victime ale violenței în familie. Ziua Familiei, care este marcată în fiecare an în întreaga lume la 15 mai, unii din copii au sărbătorit-o alături de părinți.